Bună, dragii mei! O nouă citire și o nouă săptămână. Să vedem cum se anunță energia acestei săptămâni. Pentru că am intrat în luna aceasta, septembrie, ați văzut că am pus și citirea pe blog, pe site-ul meu, citirea detaliată, unde puteți să vedeți cum am legat această energie într-o poveste și am extras lucrurile importante, astfel încât să știți la ce să vă așteptați, care este focusul pentru această lună. Iar acum, specific pentru această săptămână 40 septembrie, să vedem ce ne transmit îngerii și ce ar fi important noi să știm, care este atmosfera generală, care sunt provocările și ce ar trebui noi să facem, care este rezultatul, adică noi putem să rămânem pe loc și să nu funcționeze nimic din ceea ce vă spun eu dacă nu acționați. Da? Adică asta este atmosfera, trebuie să fim atenți să nu reacționăm. Provocarea va fi să spunem lucrurilor pe nume, iar momentul în care vom spune lucrurilor pe nume, avem parte de rezultat, adică de claritate sau clarificare. Deci avem prima parte care spun care este atmosfera, care este focusul, pe ce anume se pune accentul în această săptămână, care o să fie provocările și ar fi bine să ținem cont de aceste provocări pentru că sunt lecțiile pe care le avem de făcut, iar apoi care este rezultatul dacă depășim provocările. Deci să revenim tot timpul la ce anume am de schimbat, ce anume am de făcut diferit și ne ducem energia acolo, ne ducem focusul acolo și vom ști apoi ce avem mai clar de făcut. Bun, și acum o să folosesc acest set de la Zâne, Magical Time, să vedem ce ne transmit zânele în această săptămână, 40 septembrie. Începem bine. Atmosfera va fi dată foarte mult de tot ce înseamnă demnitate, de tot ce înseamnă încălcarea unor drepturi sau faptul că nu reușim să fim integri în anumite situații. Deci o să se aducă lumina în situații care unde, să zic așa, am lăsat garda jos, unde am spus lasă că nu-i chiar așa de grav, da? Lasă că merge și așa. Dar acolo ne-au fost încălcate probabil niște drepturi, acolo poate am simțit că am plecat capul, că am fost umiliți și trebuie să ne întoarcem acolo pentru că sunt situații și chiar sunt acțiuni sau non-acțiuni, da? Care au rădăcina în această lipsă de demnitate. Adică, probabil am plecat capul, ne-am umilit și nu am făcut ceva ce ne-am dorit, astfel ne-am călcat sufletul și ne-am dus pe o altă cărare care nu este cărarea noastră, ci era cărarea al cuiva. Sau n-am acționat, am lăsat pe altcineva să du-te că poți tu, lasă că eu sunt mic, eu nu știu, la la la, și am lăsat pe altcineva să meargă înainte care poate a luat tot ce vroiai tu să oferi. Nu că nu este loc pentru toată lumea, pentru că este loc pentru toată lumea, dar era foarte important ca tu să îți mergi pe calea aia, indiferent că cineva vrea să facă același lucru, nu doar să spui du-te tu că eu nu pot. Ba da, putem merge toți dacă vrem pe acea cale. Adică nu renunța la ce e important pentru tine doar pentru a face pe plac celorlalți. Deci tot ce ține de demnitate, tot ce ține de integritate este pus acum sub lupă și este bine să ne ducem la cele versiuni ale noastre și să ne luăm puterea înapoi din acel context, din acea situație și să ne dăm seama că toate aceste așteptări pe care le-am avut în situațiile alea, că dacă eu o să mă dau în spate și o să fac niște lucruri și dacă eu o să renunț la mine și o să fie așa, toate acelea n-au făcut decât să ne îndepărteze de noi. Și renunțăm la acea versiune a noastră, la așteptările alea și ne repoziționăm. Ne luăm demnitatea, integritatea înapoi.
Și ia să vedem acum care este provocarea. Și provocarea ține de partea asta de creație. Noi nu putem să dăm naștere în lucruri noi, nu putem să facem ceva ce ne dorim, nu putem să ne creăm un viitor pe care ne-l dorim, pentru că suntem prea preocupați de exterior, suntem prea preocupați să nu deranjăm, să facem să fie bine, suntem prea preocupați poate să îi motivăm pe alții, pentru că am văzut de foarte multe ori că facem lucruri să le fie bine celorlalți și după aceea și noi acolo, la rând. Și câteodată rândul nostru nu mai vine. În schimb, dacă ne încărcăm pe noi, dacă creiem noi în anumite contexte, le dăm și celorlalți motivație, putem să creăm lucruri și pentru ceilalți, nu doar să-i motivăm să facă și ei la rândul lor, ci putem să le creăm și lor contexte și oportunități în care să se dezvolte, adică tu dacă reușești poți să recomanzi pe cineva din anturajul tău și uite așa se creează această rețea minunată. Deci, din nou vorbesc de alegeri, aici poți să alegi tu să creezi sau ales să faci parte din povestea cuiva, ca tu să fii creatorul sau tu să fii pus acolo în scenariul respectiv și tu pe bancheta din spate, că doar acolo mai are loc liber. Da? Adică depinde din nou de ce alegeri face. Și să vedem unde ne duce energia acestei săptămâni. La flexibilitate, ia uitați-vă. Deci, foarte important. Deci ne luăm puterea din situațiile în care ne-am pierdut demnitatea, facem în așa fel încât să vedem ce mă împiedică pe mine să fiu creatorul, creatoarea vieții mele și să mi-asum responsabilitatea și să fac alegeri să fiu eu pe primul plan, dar trebuie să ajungem să fim flexibili, că nu tot ceea ce noi decidem sau toate alegerile noastre vor avea un rezultat fericit. Adică trebuie să mergem cu convingerea că tot ceea ce se întâmplă, se întâmplă spre binele nostru cel mai înalt și chiar dacă nu iese ceea ce ne-am propus, cu siguranță aveam nevoie de acea experiență ca să știm, băi, nu mai merg pe drumul ăla, că data trecută m-am rătăcit, ăla nu-i drumul meu, nu-mi place chestia aia, nu vreau să fac lucrul ăla. Adică ne aduce foarte multă claritate această flexibilitate. Deci nu acel go with the flow fără să ai niciun sens, ci îmi iau puterea înapoi, adică să fiu în contextul potrivit, să mi-asum responsabilitatea, iar în momentul în care mi-asum responsabilitatea și eu sunt la cărma vieții mele, îmi dau seama, păi sunt bine unde sunt sau nu sunt bine. Și am posibilitatea și am curajul să recunosc, nu sunt bine. Ok, am ajuns aici, hai să văd unde de fapt trebuie să fiu. Și atunci ajustez, mă aliniez mult, mult mai ușor și nu cad în borcanul cu melancolie sau nu fac o tragedie, că bine, că m-am dat peste cap, că uite, că am făcut și aia și aia altă și nu mi-a ieșit. Ei, ai făcut, ai învățat, dar Dumnezeu te pune în altă parte și te pune exact acolo unde e nevoie. Foarte frumos mesajul și să vedem din cărțile mele care dintre Arhanghel vine alături de noi în această săptămână din septembrie. Vine Jofiel. Da, insistăm așa pe curățenia asta în casă și în suflet și a face loc pentru ceea ce este important să experimentăm, pentru că asta ne spune Arhanghelul Jofiel, să facem loc în casă și în suflet pentru ceea ce noi avem nevoie să experimentăm. Foarte, foarte frumos mesajul. Și am văzut că data trecută v-a plăcut foarte tare mesajul personalizat și din nou o să vă rog să vă alegeți un număr, să îl alegeți cu random.org sau să vă faceți niște bilețele, să alegeți un număr de la 1 la 5 și să vedem care este și mesajul personalizat pentru voi. Da, să văd unde le-am pus. Așa, aici le-am pus cardurile. Să vedem.
Avem unul și să știți că le țin cu fața în jos, ca să nu le văd. 2, 3, 4 și 5. Și pentru această săptămână, da? Apropo, este săptămâna flexibilității, auzi, a rămas cu flexibilitate, săptămâna simplității în calendarul nostru motivațional, dar tot ce este simplu este mult mai sofisticat și simplitatea întotdeauna ne duce la flexibilitate, nu? Și acest lucru e bine de reținut. Deci ia să vedem ce număr ați ales de la 1 la 5 și care este mesajul special pentru voi în această săptămână 40 septembrie, săptămâna simplității din 2023. Cei care ați ales numărul 1, voi trebuie să porniți într-o călătorie spirituală, o călătorie către sufletul vostru. Se pare că v-ați rătăcit sau ați făcut niște alegeri care nu au fost alegerile pe care sufletul vostru le-a avut și a fost influențate de ceilalți, iar acum este important să vă găsiți calea înapoi către voi, să alegeți pentru voi și să decideți să faceți această călătorie a sufletului pentru voi. Vă sugerez să mergeți undeva doar voi, să faceți un curs care este doar pentru sufletul vostru și nu implică pe altcineva, să faceți ceva ce vă doriți să faceți de foarte mult timp și ați lăsat deoparte pentru că alte lucruri și mai ales alte persoane au fost importante. Bun, cei care ați ales 2, voi trebuie să lucrați pe tot ce înseamnă manifestare. Ai grijă ce gândești că se poate întâmpla și lasă bârfa, lasă situațiile de genul negative, să le zic, sau gândurile negative, inclusiv față de tine, pentru că lucrurile astea nu fac decât să se manifeste în realitatea ta și să atragi tot felul de situații care nu știi după aceea de unde să le iei. Dar în același timp poți să manifesti, să creezi în viața ta ceea ce îți dorești, poți să-ți pui niște intenții foarte clare acum, să-ți clarifici ce vrei cu adevărat și să te focusezi pe lucrurile pozitive pentru a atrage viața ta și mai multe lucruri pozitive. Cei care ați ales 3, da, voi aveți nevoie să vă creați un spațiu al vostru, un loc al vostru, să puteți să vă întoarceți spre voi, puteți să folosiți, uitați-vă că și aici am bețigașele parfumate de la cadouri pozitive, vă puteți lua jurnalul magic de la cadouri pozitive, dar să vă creați un loc al vostru, un spațiu al vostru, să scrieți foarte mult, să vă puneți intenția de a vă reînnoi, renaște în diferite aspecte ale vieții voastre, acolo unde simțiți că aveți blocaj, acolo trebuie să vă dați acea resetare de care aveți nevoie și pentru asta aveți nevoie să vă retrageți. Aveți nevoie să faceți meditație, să prindeți un beițișor, să scrieți lucrurile care vă supără și intențiile voastre, dar aveți nevoie de acel spațiu sigur pentru voi unde să vă puteți dezvălui și unde să aveți acea discuție cu sufletul vostru. Și să vedem 4. Voi aveți parte de tot felul de conștientizări, deci vă ia cu așa, cu fulger, vă străfulgeră tot fel de conștientizări și zici, aoleu, de acolo îmi vine chestia aia, aoleu, dar s-a întâmplat lucrul ăla pentru că și ai tot felul de trăiri și conștientizări, te lovește, să zic, o situație, un context care îți arată poate adevărata fața lucrurilor, ți se arată niște lucruri fără subtitrare, adică nu mai e nimic așa cusut cu ața albă, vezi foarte clar ce se întâmplă, de unde ți se trag anumite chestii, ce e de făcut, sunt semne peste tot, mai că nu ești, nu se pun, să zic, niște pancarte ca să-ți dai seama exact ceea ce tu ai nevoie de conștientizat și ce ai nevoie de prelucrat, să zic, în perioada imediat următoare. Și ia uite ce mai avem aici.
Cinciu vorbește despre iubire și vorbește despre a-ți asculta sufletul, de a face cât mai multe lucruri care te fac fericită, fericită, și cumva să pui accentul pe lucrurile pozitive și frumoase din viața ta, ce merge, ce vibrează cu tine, ce te bucură, ce ți aduce entuziasm, pentru că în momentul în care vei face chestia asta, vei emana energia aceasta iubirii și vei atrage și mai multe situații care să-ți confirme că ești exact acolo unde trebuie. Dar pune-te pe această frecvență a iubirii și lasă toate celelalte lucruri deoparte, pentru că rănind negativul, atragi negativul, rănind iubirea, atragi iubirea în toate formele ei în viața ta. Deci, m-aș bucura eu să aflu care este numărul tău și dacă se potrivește. Mă tot joc aici cu YouTube-ul, că scoate comentariile, eu le activez, el dezactivează, dar să știți că ei se distrează cu lucrul ăsta în ultima perioadă și tot ei sunt cei care pun reclame. Eu nu am reclame pe site. De când au instalat acest premium și lumea s-a dus să și vor să vândă acest abonament, poate pe bună dreptate, nu contest lucrul acesta, sunt reclame și știu că este nasol să faci o meditație și să vină reclamele, dar nu este ceva ce eu pot să controlez aici, de aceea mai găsiți meditații și pe SoundCloud, unde puteți să le faceți fără a fi întrerupți. Londra, cei din Londra, ne vedem pe 16 septembrie. M-am gândit să fac o seară specială, o seară în care să împărtășesc cu voi foarte multe lucruri, pentru că mă întrebați, Dadelea, cum o să fie, Dadelea, cum ai reușit să gestionezi nu știu ce, ce părere ai despre oamenii toxici, cum rezolvi anumite situații, și voi fi acolo să vă răspund la întrebări. Vom face și o seară de meditație, adică vom face câteva meditații și, bineînțeles, voi face și câteva citiri, așa că dacă ai întrebări, hai să ne vedem și să povestim. Deci pe data de 16 septembrie ne vedem la Londra, va fi de la ora 4 PM până la 6, deci la 16 la 18, cum zicem noi, și eu vă aștept cu drag, o să aveți linkul aici în descriere. Pe 11 o să avem noi seara în comunitatea Chemarea Îngerilor, dacă vrei să știi despre ea, găsești toate detaliile pe site-ul meu și îți pun și link aici. Pe 14 avem seara de meditații, vă este de ori de seara de meditații, seara de meditații online, va fi pe data de 14, ne reîntâlnim după pauza aceasta din luna august, ne întâlnim o dată pe lună, de data aceasta 14 septembrie, pentru o nouă seară de meditații online. Iar săptămâna aceasta să fiți pe fază, că o să fac un anunț important. Te invit pe grupul meu Învață să primești, pentru că o să fac niște anunțuri doar în cadrul comunității mele Inner Circle, da, comunitatea Chemarea Îngerilor, care sunt oamenii care sunt cei mai aproape de mine, și bineînțeles comunitatea mea mai mare Învață să primești, da, pe care o găsiți pe Facebook, așa că fiți pe fază. Eu vă mulțumesc tare, tare mult, scânteia divină din mine, salută scânteia divină din tine și ne vedem și săptămâna viitoare, și mulțumesc pentru tot sprijinul vostru și feedback-ul vostru. Vă iubesc, pa, pa!